Bam! Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Eu sunt Ben și astăzi zici că e Paștele lunii martie, în ideea în care e 25 martie. Și astăzi, fraților, se pare că se multiplică și la propriu și la figurat kilometri de piste de biciclete aici în Cluj. Am aici de față pe Leta, bicicleta mea, după cum bine știți sau vă reamintiți sau nu. Și asta era de mult aici piste de biciclete, dar uite cât de fain se face. Mai am prins chiar în mijlocul acțiunii pe oameni, când ne desenează pista de biciclete, o face așa verde să poți să mergi frumos pe bicicletă și să nu se bage lumea pe pistă, să se creeze conflicte din astea, pentru că Clujul e din ce în ce mai plin de mașini și multă lume lasă mașina deoparte sau nu-și cumpără mașină sau n-are sau nu-i trebuie, pentru că e mult mai fiabil să vii cu Leta bicicleta, ca să nu mai zic de faptul că te arăt în partea asta la alta aici, mă sabotează pe piedul ăsta. Trotinete din astea electrice pe care le poți închiria, deci știți de serviciul ăsta și e mult mai fiabil. Îți iei o trotinetă din astea electrică, să te urci pe trotinetă, pac, da, cu aplicația, ți-ai scanat-o, te-ai urcat, te-ai dus și gata, ai scăpat de toate grijile parcării, de a faptului că e o altă chestie civilizată care se întâmplă aici în Cluj Angeles, și anume faptul că dacă îți lași mașina pe centru, nu știu dacă e neapărat în centru, dar în unele zone din astea, niște puncte fierbinți, niște hotspot-uri din astea, dacă ți-ai lăsat mașina și te-ai zgârcit la ăia 3 lei sau 4 lei cât e parcarea, în fine, depinde de ce zonă te bagi, se poate întâmpla ca în următoarele 3-5-7 minute să vină beții de la ridicări, știi, și să-ți ridice mașina și să treci acolo, ca și, cum îl cheamă, pe băiatul ăla, zi-mi, cum îl cheamă? Nu-mi vine în minte, dar știți voi faza aia din Pulp Fiction cu băiatul ăsta din stă așa cu paltonul și se uită, știi, așa poți pățiși aici în Cluj, parchezi mașina și ți-o, mamă, fii atent ce motor de fain are băiatul. Bă, frate, deci uite chestia asta chiar mi-a duce de aminte de America. Da, deci mi-a murit microfonul și nu mai avem sunet, așa că o să mă prefac că vorbesc la microfon, deși asta e un voice-over. Nu mi-amintesc exact ce am zis, dar am zis-o ceva fain pe acolo, în legătură că americanii e bun și se distrează, era băiatul cu motocicletă, cu muzică, să urcă pe motor, să duce pe drumurile alea bune. În fine, toată filmarea nu mai are sunet. Așa că încheiem aici, Vă salut și vă transmit sănătatea aia bună, grijă de voi și să ne vedem cu bine. Uite că mă bătea soarele și mi-am pus mâna așa în ochi. Hai, că v-am lăsat. Sănătatea aia bună. Ceau, bau!